Ui, ce îmi place să mănânc aici, atât în Ho Chi Minh, Vietnam, merencă pe o piață, Ben Tan, îi zice, bă, dar ce aici? Au de tăchi acolo și mâncare și haine și tot felul și hai că pornim. Dar ce restaurant este tati de... Uitați-vă, mă, așa, cu takeaway și cu grab. Ui, oh, dar ce aici tot? Asta nu era deschis, încep să se deschidă tot mai multe magazine. Cred că se termină perioada aia de concedii și revin lucrurile la normal. Uite, nici asta nu era deschis. Uite, nici asta nu era deschis. Bune. No, piața aia, ci că e una dintre cele mai mari sau cea mai mare de aici, din Saigon sau Ho Chi Minh. Merem să vedem despre ce-i vorba. Fiți atenți, hai că am unui trafic încă, dar sara de obicei trafic de numai aici stau și mâncă semințe. Deci, haos, dar văd că e curată. Asta e o intersecție aglomerată de obicei. Hai că vreau să mănânc supa aia lor, ne. Pho Boi, zice. Hai că îmi vedea. Bune, hai că trec pe acine. Hai să vedem cât e benzina la astea. Fiți atenți, deci 25.000 de donji de ăștia vietnamezi e 1 euro, 25.000. No, benzina 95 e 23.000, vreo 4,50 lei. Deci e scump, asta mi se pare interesant, fiindcă, de exemplu, în Malaezia era 2,50 lei un litru, aici ai 4,50 lei, no. Super scump, nu știu de ce, dau încolo, pentru Vietnam chiar n-am idee de ce așa de scump și de ce era așa de ieftin în Malaezia. Și în Indonezia era mai ieftin, 3,20 lei, 3,50 lei. No. Deci nu știu care e faza cu țările astea, dar sunt diferențe mari la benzină. No. Încă o chestie aici în Vietnam e câte cafenele sunt deschise, frate. Deci poți să te numai cafenele, nu știu ce... Te întreb, frate, cine bea atâta cafea? Noi stăm în Florești, măi, primăvară. Iară, cafea? No, hai că am o ajungem, ne. Fiți atenți, aici în față e piața asta, dar vreau să mă duc acolo, pe la intrarea principală. Ne, 30 de din ăștia, vreo 6 lei o caserolă din aia. Nu, m-au și roșii de alea bune, mama. No, cred. Hai că vreau să mă duc pe la intrarea principală. Ah, ce fac astea, mă, aici? Ui, no, bine, fiți atenți, aici în spatele meu e Ho Ben Tran, așa se numește. Cea mai mare piață, street market din ăsta, din Saigon. Hai că intrăm înăuntru și vedem cât costă Nike original. Aici găsești mă tot. Vreau să-mi iau magneți, frate. Hai să văd unde sunt magneți. Și mâncarea. Mă, Galenciaga, Gucci, tăche ce. How much is one? 18,000. 80? Yeah, this is a meter. 50. 50? Yeah. No, no. Bă, scump, mă, frate. Așa, ce-i mai scump magneți pe care am văzut în viața mea? În Europa, 1,02 euro, majoritatea. Ia, hai să văd dacă negociază și sau sunt prețuri fixe. Deci ăștia îmi cer vreo 3 euro și ceva pe magnet, frate. Hello, sir. Hello. How much is one? 150. 150? 1 million, 50? 150,000 dollars, 7 US dollars. Ok, thank you. No, probabil le puteți negocia la jumate sau în alea, 15-20 de lei. Uite, magnet. Hello, how much is like this one? The one big one? Yeah. This one the urban beer. Magnet, yeah. And urban beer. How much is? This one in dong. How one? Oh. And this one cheaper. This one only... This is like a t-shirt. Huh? This is like a t-shirt. What like t-shirt? Yes, the same before price. The metal, no. You can open beer. So, and this one the same? No, this one is cheaper. Only 50. Ah, okay, yeah, okay. Because in the design. 30? No. 30, na? No. Oh, okay. Thank you. No. No, thank you. But that's camp, perfect. Hello, sir. Hello. How much is like this one? You buy how many? One. Buy one now, huh? Yeah. 50. Yeah. 50. Oh, yeah. You buy this one on the same? No, it's 50? more expensive than in Europe, this one. I pay 1 euro for this. Okay, one euro.
25. Okay. But I want another model. Okay, yeah. Like this one. Yeah. This one? Yeah, yeah. Okay. No. No, it's okay. Thank you. No, thank you. Băi, deci cred că e și mai ieftin, adică îl puteam scoate și mai ieftin de 25.000. Aici ai mâncare, fii atent. Mamă mea. Vedeți că cred că e și mai ieftin, dar eu i-am zis un euro la asta, l-am scos la jumate la preț, dar cred că e și mai ieftin de jumate. Adică dacă în Europa îl iei la un euro, în Atena, nu știu, Ponia, mai fă eu prin Franța, găsești la un euro din astea, mă aștept ca aici să fie și la jumate de euro. Hai că nu știu unde să mă duc, ce să mă. Do you have Fobo? Yeah. So. Yeah. Fobo? Ah, yeah, okay. Yeah. Okay, thank you. One Fobo. Yeah, yeah. Okay. Mă bine, hai că așteptăm. Mă bine, fiți atenți că mi-a ajuns Fobo. Hai să vedem cum e. Cum vi se pare? E cu carne de vită, mă. Deci are vită, are ceapă, din câte văd, și nu știu dacă are tăiței sau nu, vom vedea imediat. Mama mia! Hai fără din astea. Nu le-am cu bețigașele. E cald, mă. Ești curios ce gustare? Un pic dulce. Se simte piperul. E bună ce? Asta costă vreo 10, 11, 12 lei. Ei, dar e nu e foarte bine. Ca o leveșă mai dulce. Mă, bine, hai că am mâncat toată carnea. Am mai rămas supă, dar mă duc după ce, că mai vreau să mânc ceva. E porție de asta mare, mă, și n-are sens să o bag putere, dar după aia mă satur. Hai să plecesc. Stai că nu știu unde e domnișoara aia. Thank you. Hai ce facem, e tăi, What's this one? Yeah, beef barbecue. Beef barbecue. Very good. Okay. Yeah, beef barbecue. Yeah, thank you. Very good. No. La bine, hai că mai merem la un street market. No, bun, e ce să zic de supa aia? A fost un pic mai dulce, avea ceapă, avea de tăche, e bună. Nu pot zice că m-a impresionat, dar e bună, e mâncabilă, fără probleme. Prețul, nu știu ce să zic, e și mare porția, să zicem că e ok, no? 60 de mii de donji. Și hai că mă duc acolo în față, că acolo am văzut ieri un street food market, era cu tot felul de chestii. Hai că mă duc să văd. Unde era, mă? Ce s-au dincolo? Nu mai știu. Nu mai țin minte, tata. Ăștia trec și pe roșu, deci aveți grijă că dacă se face roșu, nu înseamnă că ei se opresc aici. Nu-i pe tante săracă, cum pedalează. Stai că de fapt pe partea asta eram. Eu m-am dus în spate acolo. Dar nu știu dacă mai... cred că nimeni l-a desfințat. Deci nu-mi vine să cred că ieri era și azi nu e. Hai că am revenit de aici până la urmă. Am zis că mă ducem mai de seară, dar aș mai băga mult ceva, nu de seară. Hai să vedem. Hai să nu trec iară pe lângă, unde am mâncat, că după aia rămâi invita. Hai, zi-mi da. Orin. Ok, one. Okay. Thank you. Am din no, fiți atenți, mi-am luat ăsta, costă un euro, orange juice, hai să vedem cum sunt. Bă, ori pus o grămadă de zahăr în ea, frate.
în loc să lase simplă. Hai că mă duc bitaciu. Ui, no, bine, hai să ne mai primăm pe aici, să vedem ce mai găsim. Chicken, chicken. Mă, ce porc. Nu știu, dar nu mai pot mânca, mă, după ce am băut ori în jos asta plin. No, 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 thank you. Thank you. Nu mai vreau să aud. De fapt aici am fost, frate. Mă, midi. Hello, hello, hello. No, just looking, just looking. Hello. How are hello, you? Hello. Fine, fine. Where thank you. From? Romania. Romania? Yeah. I'm from here. America? You are from America? I don't believe you. Yes. Which state? I live in Kansas City. Oh, okay. Kansas City. I live. I stay here about 11 months. That's why I saw you look like a yeah. 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 Okay. Okay. Have a nice day. Da, eu nu-l cred pe ăsta că ar fi avut accent de... Vorbea asta engleză bine, dar n-avea accent de american în niciun caz. Dacă trăia în America... Nu știu. Da, în fine. În fine, hai că mă duc după ce. Hai că-mi iau niște... Aba, am să bag autobusul ăsta exact în fața mea. Nu pot lua mango. Hai, bă, duc-te de aici. Deci ceva turiști ăștia albi. Vreau să-mi iau mango, mă. Bă, dar du-te, mă, te să bag în fața mea, mă. Nu-i, mă. Nu pot trece strada. Hai, te uite aici. Oh, numai că vin ăștia cu scutere de vădă. Hai că-mi iau doi mango. Wow, de așa. Hai, sir. Mango, mango, tu. Mango, mango. Mango. Tu, tu. Mango, tu, tu, tu. Yeah, yeah, it's okay. Thank you. Thank you, thank you. Bye, bye. Uitați-vă la cutia de nastea, frate, pe aici. Wow, dar ce banane sunt astea, frate, așa? How much one? 50,000. 50? 50. Okay, okay. 5 euro. 5 euro? 50 Vietnam. Happy New Year, Kalau. Bro, excellent. Very good, sir. 50, yeah? Okay. Okay. Iată, nu înțeleg ce zic ăștia, mă. Au un accent de ăla. Deci au un accent de nu știi, frate, ce vrea să zic. Am înțeles că au zis prima oară 50 în banii lor. Și după aia am înțeles că au zis 5 euro, știi? Și 5 euro e 250, nu-i 50, da? În fine. Hai că mă duc atunci către hotel. Sunt curios cum or fi bananele astea mici, că nici n-am văzut în viața mea, nici n-am gustat în viața mea din astea. Dar vom vedea. No. Bun, ne auzim poate mai de sare sau mâine. No, bună, e o nouă zi și hai că merem iară să mâncăm chestii tradiționale. Deci ieri v-am arătat fobo-ul ăla, supa lor tradițională și azi o mânca Camtao, îi zice, sau Comtam, tot uite cum îi ziceam, nu? Astăzi vedeau, e orez de spicat, nu știu cum. Iar stau ăștia ce la coadă, m-am uitat pe net și aici se face banh mi, sandwich-ul ăla. Vrate, să stai pentru un sandwich la coadă, du-te, mă, dacă. Încă o chestie, mă, banh mi-ul ăla, când îl comandați, să ziceți să vi-l facă fără chili, fără ketchup, și fără coriandru, mie așa mi se pare cel mai bun, da. Mai simplu. Ha, și încă o chestie, am foier să mă tund, nu știu dacă se vede, m-am dus acolo, i-am să mă tund, a început să mă și bărberească. După aia mi-a și spălat capul, știi, dar fără să-i zic nimica. Bine, am vrut să fac mai mulți bani și am crezut că mi-a cerut o grămadă de bani, de atât a fost tuns, bărberit și spălat, vreo 35 de lei, deci nu a fost scump. Da. Dar nu m-a bărberit, nu știu cât de bine, dar... Am o asta este. Hai că trec încă. Bine, hai că mă duc în piața asta, dar nu mânc aici, numai mă duc să văd de magnezi din aia. Dar amul vreau să negociez, nu numai așa.
Să văd cât de jos îi pot scoate. Deci ieri am plătit 1 euro, 25 de mii, ceea ce mie mi se pare mult. Azi vreau să văd dacă pot scoate la 10 mii. Adică vreau, nu știu, 1-2 lei. De mâncat mă ducem mai în centrul orașului, că vreau să vă arăt și centrul. Și acolo îi mânca. Hello, sir. Hello, hello. How much is this one? 70, oh my god. Here, let's get this one, something. No, no. I'll give you 10 for this. No. 50. 15? 50. No, no. This is more expensive than in Europe. In Europe is 1 euro. Okay, you can go back to Europe. Okay. Okay. Nu, au zis să mă duc înapoi în Europe. Dar e scump, adică n-ai cum să dai mai mult de un euro pe asta. Stai că mă duc eu așa pe alea principală, de-aia cred că fac ei din asta. Stai că mă duc eu pe aici pentru asta. No, no, thank you. Like this one, how much is it? Like this, I get you 75. 75? Yes. 20? No, 20. Yeah, 20. If you get like this, 20 only. No, this no. Only 20. This the good quality. You yeah, can see. Yeah, yeah, I see. I give I see. You the quality, sir. No, no, it's okay. Thank you. How many do you want to get? One. This one make the paper. You can see. Yeah. Is the paper make a brown? And this one make the bamboo. And somebody do the bending right here. Very nice. And this one is magnet, is a full. Yeah, yeah, I know. I know. Yes, very nice. How much is this color. One? How many you want? I make you one, best price. No, only one. No. Okay, I make you 70. 70, no. Yes, because this one do the bending. I know. How I much know. You want? No, no, 20. 20, 20, 20. 20. 20. 20. No. 20 cheaper yeah. than $1. How can we sell? Yeah, yeah, okay. Okay, 25. Okay, 25. Yes. How many you want? You can choose the picture you want. Yeah. I got many the picture. How many you want? One. One only? Yeah. Yes? This, no, no, this one. Okay. This one. Okay, okay. Thank you. Hello, may I have some tea and coffee? No, no, no. Thank you, thank you. Cắt mình, để đâu cắt cái mâm đâu. Oh, wow, no sir. Hello, sir. Hello. Manic kitchen. Yeah, this one is manic beauty. I saw a lot. I have a lot of picture of vitamin. How much is like this? Cheap right for you. Have lovely chuba lot. I said cheap right last one. Yeah, only one. Okay, how much? 45. 49. Do you buy 20. How about 20? Do you buy this here? No, no, I want 10. Like this. I know. Do you buy this 10,000? And this one I sell 90,000. Cheap right for you 45. 90,000? No, 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 20, 20. How about 20? 40. No, no, no. Maximum day again. No, no, no. How many you want? Oh, only one. Okay, happy day. You happy, happy for no, you. No, 30. Only 20, you, nobody 20, else. 20. Cannot. No, 30. Can. I can. Oh, this one is 3D. No, okay. Okay, thank 25? No, 20, 20. No, 20. Okay. Only one. Only one. I have the one set for you, Eli. No, I want the blue one. No, no. The one set, this one. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, this one 500, this one 20. Yeah. 500, set for me. Thank you, thank you. No, bine, deci cam cu greu l-am scos asta la 20. Dincolo nici nu a vrut să audă. No, deci ați văzut, mă, nu știu, unii negociază, unii nu. Nu înțeleg care-i faza. Și nu știu dacă îl pot scoate sub 20.000 de donj din ăștia vietnamezi. Adică am plătit undeva la 70-80 de cenți pe cel mai ieftin magnet. No, nu știu ce să zic. Ciudat, ciudat. Mie tot mi se pare scump pentru Vietnam să plătești 4 lei un magnet din ăla. Dar nu, poate așa sunt prețurile. O întreba un localnic sau dacă întâlnesc pe cineva pe aici, nu știu. Să văd, sunt prețurile astea sau pur și simplu văzându-mă străini nu vor să negocieze deloc. Nani, asta e zona centrală a lor. Hai să vedem cine e asta, probabil e Ho Chi Minh. Și asta e o pietonală lungă, mă. Hai să vedem clădirea asta și apoi mă duc pe pietonală să văd niște restaurante, ce. Uite-le, da mă, Ho Chi Minh e. Chu Ti Ho Chi Minh. O trei până în 69, mamă mea. E ce făinuță clădire acolo în spate. Probabil e gara sau nu știu. Primăria din alea.
Și ce e interesant e că copacii ăștia înfloriți. Aici cred că o vine primăvara sau cea. Aici nu sunt broaște deloc pe astea. No, aici e capătul pietonal, e bine, amui mai încolo. Da, hai că mă duc înapoi. N-am văzut nu știu ce restaurante. Eventual trec pe partea aia, mă duc pe partea aia. Dacă nu dau de vreun restaurant ăsta mai vietnamez, mă duc înapoi acolo în piața aia. Numai să închide imediat, că e deja ora 4:30-5. No, bine, hai că n-am găsit nimic, am aducat aici înapoi. Mie tăi mi se par spun magneții ăștia, sincer. Amu mi-am adus aminte că în Grecia cel mai ieftin l-am luat la 50 de cenți, frate. Deci n-are cum să fie aici un euro sau 4 lei sau nu. Dar să cam închide pe aici. Hai, repede, repede. Cam tau? Comptam. Comptam, da. You have comptam? Ok, ok. No, bine, hai că m-am venit aici, o zis tanti să mă mut aici, ne? Că-mi face ea. Mi-au pus ceva sos. Hai că așteptăm. No, bună, mi-a ajuns faimosul comptau. Hai că vi-l arat imediat. No, bună, deci îi orez cu carne de porc, cred că, roșii, un picuț de ceapă și îți dă și ceva sos. Au aici, de tăchem. No, bun, hai să vedem cum e cum ca asta. Hai, Dana, cum am? Mmm, bun. E bun. E surel dulce. Am cerut și ori în jos. Hai să vedem cu ce e sosul ăsta. Orange juice ăsta e făcut pe modelul ăla indonezian. Gen... îi spune orange juice natural cam atâta, după aia spune nu știu ce sirop, după aia ți-l umple cu gheață. Deci nu e practic orange juice, ci e numai un sfert din el ori în jos, în rest e tot pe alibă altul ăsta. Bine, fiți atenți aici, luăm bucățica asta, o băgăm aici în sosuleț. Ăsta e ușurel picant, deci nu e foarte picant, dar e ușurel. Mamă mea. Și o băgăm acum. Nu, e chiar bun asta. Băi, chiar bun. Mamă mea, îmi place. Chiar dacă e dulce așa alea. Și ziceau că orezul ăsta, păi nu știu cum de spicat. Nu am de care e faza pe... Ne, carnița aia acolo, mamă mea. Excelent asta. Asta costă vreo 10-12 lei, vreo 6 lei sucul. Plus în sucul ăla nu-mi place că-ți bagă și zahăr. Mai chiar bun. Zona verde, costă mai bun. Nu că mă duc după aceea. Atunci, mă mai duce de seară să mai mânc undeva? Vom vedea unde mă duce. Ui, Nani, că am ajuns și la cazare. Măi, ce să zic, deci bananele astea sunt interesante. Mi se pare că au un gust foarte puternic de banane. Ui, no. Ați văzut, am și asta, go back to Europe și nu știu. Nu pot ce că nu știu, la fel de civilizați ca malaezieni sau la fel de politicoși ca indonezieni. Mi se pare că sunt mix, adică sunt oameni care sunt chiar ok, dar găsesc și destui care, nu știu, fac tot felul de chestii. Și am mai pățit și la restaurant sau când comandam, când cumpăram mâncare la magazin, ba să bag în fața ta, ba când cer ceva își dau ochii peste cap dacă nu înțeleg sau dacă nu înțelegi tu ce zic ei înapoi sau tot felul de chestii. Deci nu pot ce că cei mai cei, mi se pare că sunt mix. Sunt oameni care sunt chiar ok, dar și găsești
destui oameni, a zice, care poate n-ai vrea neapărat să intri în contact cu ei. Na. Ui, na bine, și hai că mă mai duc să mânc undeva, nici eu nu știu, mă duce pe stradă și o găsi un loc. Na bune, Inii, sâmbătă seara, cum arată pe aici? Hai să merem. Na, Inii, hai că mă duc aici la fast food-ul ăsta, atât am trecut pe lângă el și am zis, hai că mă duc amu, că n-am fost niciodată. Nani au început să apară pe masă. Mi-a luat aripioare cu orez. Nu fiți atenți, curajos. No, bine, hai să vedem. Bă, eu sper că ori înțeles că am cerut numai jumate de porție și nu una întreagă. Mi se pare că e cam mare porția asta, frate. Adică chiar bucăți de pui mi-au pus aici. Oricum e scump, e vreo 10 euro tot ce vedeți aici pe masă. Dacă era porție dublă, cum ar veni, sau porție plină, ar fi fost, nu știu, 15 euro. Ui, n-am ce să zic. Bunus, puișorul, dai mult. Aia e salată coslo. Asta e ceva legume de alea de lor. Ketchup, sos dulcișor, sos de ăsta mai chili. Da. Nu e nu știu ce, dar să zicem că mere. Ui, n-a bine, am mâncat nimica interesant, maxim pe la medie, n-aș mai mânca aici oricum. Genul de pui pe care îl găsești peste tot, prețul a fost destul de scump, vreo, cam cât am zis eu atunci, vreo 10 euro aproape. No, cam atât a fost pe ziua de azi, atunci ce-am mâncat în clipul ăsta a alunecat și ne auzim data viitoare.